Stimați participanți, atât în sală cât și online, de numele Centrului Analitic Independent Expert Group, vă salutăm și vă anunțăm lansarea unei noi publicații MEGA, care este acronimul pentru analiza creșterii economice a Republicii Moldova. Este o publicație deja din tradițional a Centrului Expert Group. Suntem la 24-a ediție și această publicație, evident, este dedicată subiectului, pe de-o parte, impactului crizelor sau șocurilor din 2022, dar și prognozele și provocările pentru 2023-2024. În cadrul publicației am făcut și o prognoză pe un termen mediu până în 2027 pentru a evidenția și tendințele pe perioada mai lungă de timp, în ce direcție se îndreaptă în general economia Republicii Moldova. Publicația, în mod tradițional, este structurată în funcție de principalele sectoare ale economiei și colegii mei de la Expert Group pe rând vor prezenta principalele concluzii. Eu voi începe cu prin a relata câteva mesaje cheie ale publicației, după care vom discuta mai detaliat situația pe fiecare din capitole. Deci, deja nu este un secret că anul 2022 a fost unul din cei mai dificili ani din istoria țării. A fost un complex de șocuri, criza energetică, inflația, a fost și secetă. Evident, a fost și agresiunea rusească în Ucraina și, în general, acutizarea situației de securitate din regiune. Pe ansamblu, economia s-a redus cu 5,9%, dar totuși această scădere nu a fost una, să spunem așa, dramatică în raport cu dimensiunea și magnitudine șocurilor cu care economia s-a confruntat. În perioada pandemiei, de exemplu, economia a scăzut mult mai rapid și, în general, Moldova a avut ani în care economia s-a redus mult mai rapid. Deci, pe ansamblu, putem spune că, deși au existat acele șocuri majore, economia Republicii Moldova s-a dovedit a fi destul de, sau relativ, rezilientă, evident, având în vedere vulnerabilitățile pe care cu toții le cunoaștem, dar pe ansamblu, anume grație suportului și financiar, și tehnic, și politic din partea partenerilor de dezvoltare, grație măsurilor timpurii de gestionare a crizei adoptate de guvern, practic constatăm că economia țării a evoluat mai bine decât mulți din noi s-au așteptat. Iarăși, pe fundalul șocurilor care au fost practic foarte dramatice și au fost un mix fără precedent de șocuri în acel an. În același timp, pentru anul 2023, noi vedem o recuperare economică relativ rapidă. Anticipăm o creștere economică de 4,7% pentru acest an și o ușoară accelerare în 2024 până la 5,4%, pe fundalul unei baze de comparație scăzute. Deci anul agricol va fi mult mai bun, deci nu vom avea secetă în anul curent și ne așteptăm la o recuperare în sectorul agricol, ne așteptăm la o recuperare și în ceea ce ține de creditare, atât a consumului cât și a investițiilor. Și nu în ultimul rând, decelerarea ritmurilor inflaționiste vor impulsiona. La fel va fi un impuls pozitiv pentru economie, și în plus relaxarea politicii monetare
care va urma, deja a început de fapt și care va continua în contextul decelerării presiunilor inflaționiste, la fel vor crea premize pentru o recuperare economică destul de rapidă. Și aici vreau să menționez că, de fapt, economia Republicii Moldova, istoric, dacă analizăm șocurile precedente, cam de fiecare dată a urmat o recuperare rapidă. Noi suntem, ca și economie, foarte vulnerabili la șocuri, dar în același timp, economia Republicii Moldova, istoric, s-a dovedit a fi destul de flexibilă în ceea ce ține de adaptare și recuperare după șocurile majore. Ne amintim perioada post-pandemică, ne amintim perioada după 2009. Deci au fost perioade de creșteri rapide și o recuperare economică relativ rapidă și în această situație, la fel este fezabilă. Evident, având în vedere situația din regiune, pentru că situația din Ucraina, sigur, este învăluită de foarte multă incertitudine. În structura veniturilor populației se atestă o anumite modificări structurale despre care va vorbi Alexandru Falo la capitolul venituri ale populației, dar atestăm o scădere a ponderii remiterilor și o creștere a ponderii salariilor în veniturile populației, ceea ce este o dinamică la fel îmbucurătoare. Pe partea de finanțe publice, la fel s-a menținut stabilitatea sistemului de finanțe publice în pofida șocurilor. Ecaterina Rusu va relata mai detaliat dinamica din domeniul finanțelor publice. Aici este iarăși de apreciat suportul financiar extern, pentru că deficitul bugetar mare din anul trecut a fost finanțat practic preponderent din surse externe, în contextul în care pe intern costul resurselor a crescut foarte mult, având în vedere inflația și înăspărirea politicii monetare. Prețurile au crescut cu ritmuri istorice. Aceasta a determinat Banca Națională să intervină prin a năspri politica monetară, dar aceste presiuni inflaționiste au derivat preponderent din surse exogene, din surse externe, deci în primul rând prețurile de import la resursele energetice, inflația globală și ajustarea tarifelor pe intern. În plus, seceta la fel a dus la scumpirea produselor agroalimentare și totodată această dinamică vedem că se inversează și începând cu luna noiembrie anul trecut, ritmul inflației încetinește și aceasta motivează Banca Națională să intervină prin a relaxa politica monetară. Vom discuta și despre aceste capitole astăzi în cadrul prezentării. Au fost anumite presiuni pe balanța de plăți, totuși principalele temeri care vizau, de exemplu, plecarea capitalului, fuga capitalului din țară în contextul situației din regiune, nu s-au materializat. Din contră, și Marina Soloviova va detalia analiza la acest capitol, din contră am atestat o creștere substanțială și a fluxului de investiții străine, și creșterea activelor oficiale de rezervă. Aici pe ecran vedeți tabelul cu principalele prognoze. Deci am menționat că pentru anul curent anticipăm că PIB-ul, deci economia țării, va crește cu circa 4,7%, cu o accelerare în 2024 la 5,4%,
după care urmează o stabilizare în jurul valorilor de 4-5%. Aici la bază avem câteva ipoteze pe care le considerăm de bază și care prevede, de fapt, o evoluție pozitivă pentru economie. Deci, în primul rând, este vorba de stabilizarea graduală a situației de securitate din Ucraina și din regiune, reducerea presiunilor inflaționiste urmate de relaxarea politicii monetare, ceea ce împreună cu abundența de lichidități din sistemul bancar, la fel, va crea un impuls pentru activitatea de creditare, pentru activitatea de consum. În plus, și activitatea de export urmează să fie dinamizată pe fundalul redresării, deși lente a situației economice din regiune, dar totuși urmează o dinamică mai curând pozitivă, care va revigora și cererea pentru exporturile moldovenești, dar și cadrul de comerț, cadrul, regimul facilitar de comerț cu Uniunea Europeană, la fel va crea premize pentru relansarea sau o creștere mai rapidă a activității de export. Acum voi oferi cuvânt pe rând colegilor care vor prezenta mai detaliat concluziile pentru fiecare capitol și ofer cuvânt. Va începe Stas Madan, care va prezenta situația privind sectorul privat, mediul de afaceri, firmele. Da, bună ziua! Mersi! Deci, noi anul acesta, fiecare capitol, am început făcând o privire în ansamblu pe o perioadă mai lungă de timp să vedem care sunt principalele evoluții în termen mai mult de timp, principalele macro-tendințe, să le spunem așa. Deci ce vedem noi în ultimii 10 ani din creșterea noastră economică? Deci vedem că, de fapt, componenta de investiții a PIB-ului, care este formarea brută de capital fix, a crescut într-un ritm aproape de două ori mai mare decât componenta de consum, 4,9% versus 2,6% a fost creșterea din ultimii 10 ani. Acest lucru este mai degrabă pozitiv și este corelat cu ceea ce va spune Alexandru în capitolul său, că avem o reducere a dependenței de remitențe a economiei în ansamblu. Prin asta se explică, în primul rând, această restrângere a consumului raportat la produsul intern brut. De asemenea, economia este tot mai des supusă șocurilor climatice, deci în ultimii 10 ani am avut practic 4 secete, 2012, 2015, 2020 și 2022, după care a urmat practic de fiecare dată reveniri compensatorii puternice. Dacă să ne uităm pe partea de activități economice, cum s-a reconfigurat economia în ultimii 10 ani, vedem anumite sectoare în care ponderea în PIB a crescut. Este vorba despre IT, transport, logistică, comerț. Pe de altă parte, aceste creșteri au fost din contul unor sectoare precum agricultura, industria sau tranzacțiile imobiliare, a căror pondere în PIB a scăzut. Acum, dacă să mergem la evoluțiile mai recente, deci în general, anul 2022, cum s-a menționat, a adus o descreștere economică de aproape 6% pe fundalul efectelor agresiunii ruse în Ucraina, inflației persistente, dar foarte important și a secetei, care a fost un factor specific pentru noi. Deci, un sondaj public din februarie arată care sau sumarizează cumva și ea corelează cu ce s-a întâmplat de fapt în economie, care sunt principalele provocări cu care s-au confruntat firmele în ultimii 2 ani de zile. Deci vedeți că creșterea costurilor în general este cea mai mare provocare cu cele mai multe răspunsuri, urmat de războiul din Ucraina, inflația și criza energetică.
dacă să sumarizăm sau să traducem toate aceste provocări, ele rezultă în primul rând de o presiune mare pe competitivitatea firmelor, pentru că costurile de producere au crescut foarte mult în această perioadă și aici sunt mai multe motive. Deci, în primul rând, din toate statele vecine Ucrainei, Moldova avea cea mai mare expunere pe comerț exterior, dacă să luăm cu Rusia, Ucraina, Belarus, până la război, deci aveam peste o pătrime din importuri și 13% din exporturi, plus pierderea unui nod logistic foarte important, cum e portul Odessa, care a impus alte costuri pentru găsirea altor rute comerciale. De asemenea, Moldova însă și-a devenit un punct de tranzit foarte important, iar asta a dus la creșterea costurilor de transport și logistice. Evident că înăsprirea politicii monetare este un alt factor, pentru că a dus la scumpirea banilor pentru firme. La fel, erodarea puterii de cumpărare a populației a făcut ca vânzările și pe piața internă să decurgă mai greu și deja criza energetică. Pe de altă parte, așa ca o licărire de speranță, avem statistica privind numărul de întreprinderi noi înregistrate și numărul întreprinderilor închise, unde vedem în acest grafic o schimbare de trend. Deci în ultimii 2 ani s-au creat mai multe companii decât s-au creat în anii de până la pandemie, iar în ceea ce privește numărul întreprinderilor închise, vedem un declin abrupt. În 2022 s-au închis cu de 2,5 ori mai puține firme decât în anul pandemic 2020. Acum, dacă să mergem în continuare pe partea în activitatea investițională, ce s-a întâmplat? Deci, componenta de investiții din PIB, formarea brută de capital fix, a scăzut pentru prima dată după 5 ani consecutivi de creștere, cu 6,8%. În general, această scădere a avut loc preponderent din contul componentei de construcții și mai puțin din contul componentei de mașini și utilaje, care a fost apropiat ca și indicator de rezultatele anului trecut. Evident, construcțiile au scăzut atât în sectorul rezidențial, cât și în lucrările publice de infrastructură, pentru că inflația le-a afectat ambele. În sectorul public, mai ales, achizițiile publice au fost foarte mult îngreunate de creșterea și volatilitatea prețurilor, care făcea deja caietele de sarcini trebuiau să fie actualizate foarte rapid, și asta descuraja firmele să participe în principiu la achiziții publice. Dacă să vorbim despre sursele de finanțare care au scăzut cel mai mult, deci investițiile au scăzut preponderent din contul resurselor bugetare și a creditelor și împrumuturilor și mai puțin din contul mijloacelor proprii ale agenților economici, care a scăzut în termeni reali cu puțin peste 6%. Acum, dacă să mergem evoluțiile în principalele sectoare de activitate, deci în agricultură, având o scădere de aproape 30% a volumului producției agricole, am ajuns că pentru prima dată în istorie agricultura a căzut sub 8% din PIB, deci este cea mai mică cotă a agriculturii în PIB în anul 2022. Dacă vedem în acest grafic, ultimii 3 ani de fiecare dată prețurile producției agricole au fost în creștere și asta cumva ne induce la ideea că conjunctura de piață a fost mai degrabă favorabilă și de aceea anul 2022, chiar dacă a fost descreșterea a fost comparativă cu anul 2020, nu a fost resimțit atât de dur având această creștere de prețuri. În ceea ce privește industria, deci în industria prelucrătoare avem o scădere de 4,5% în anul 2022. Deci, în primul rând, avem o reducere în sectorul de automotive, dar și în industriile care depind mai mult de resursele energetice, au pondere în cost mai mare, precum și industriile asociate cu sectorul de construcții. În general, situația din sectorul automotive este foarte complicată, pentru că suntem parte a unor lanțuri valorice internaționale și toate reducerile din cerere externe le resimțim și noi aici în Republica Moldova.
Avem cădere și în industria metalurgică, a construcțiilor metalice, spre exemplu, care folosesc mai multe resurse energetice, sau în fabricarea de mobilă, spre exemplu, cu o scădere cu aproape 30% după 2 ani de creștere importante. În general, aceste căderi în industria prelucrătoare au fost atenuate de industria alimentară și fabricarea băuturilor, care, având încă stocuri din anul 2021 ca materii prime, a reușit să crească per total și în anul 2022. Dacă să vorbim despre sectorul serviciilor, evident că erodarea puterii de cumpărare a populației a dus în cele din urmă o scădere în comerțul cu amănuntul, în termeni reali. Pe de altă parte, avem o creștere destul de notabilă a exportului de servicii, sau au fost performanțe destul de notabilă. Per total, în 2022 am avut o scădere de aproape 2% în comerțul retail. Dacă să vorbim pe componente de comerț retail, în special în magazinele de în supermarkete și magazinele de cartier, avem o scădere de aproape 10% și vedem că ea corelează practic cu evoluția salariului real pe economie. Aceste scăderi au fost parțial compensate de o creștere peste 40% a vânzărilor de carburant, ceea ce este explicabil în condițiile în care țara noastră a fost un punct de tranzit mult mai intens anul trecut. De asemenea, în 2022 am atestat în continuare o recuperare post-pandemie a sectoarelor care au fost afectate cel mai mult de pandemie, cele care presupun interacțiunea directă cu oamenii, adică serviciile prestate populației au crescut în prețuri comparabile și anul trecut, și aici vorbim și despre Horeca și domeniul de recreere și agrement și cifra de afaceri a turoperatorilor. Vorbim despre alte sectoare, avem o scădere în construcții de aproape 14% după 5 ani consecutivi de creștere, în special avem o scădere de peste 20% în sectorul rezidențial, iar de asemenea sectorul IT a crescut cu peste o treime și practic exporturile de servicii IT în 2022 erau de aproape 5 ori mai mare decât valoarea de 5 ani în urmă. Acum, dacă să trecem la partea de prognoze, cum deja a fost menționat, avem o mizăm pe o recuperare economică de 4,7% în anul curent și o creștere de 5,4% spre anul viitor. Pe sectoare, care sunt mizele? Deci, în primul rând, ne așteptăm la o creștere a investițiilor atât din surse private cât și surse publice. Sunt ca și repere ar fi ieftinirea banilor în economie, care va crește accesul la finanțare, precum politica fiscală stimulatorie, avem și cota zero pentru impozitul pe venit reinvestit. De asemenea, un an foarte bun în agricultură se anticipează cu o creștere de peste 30%, deși aici agricultorii au o provocare că deja avem o tendință pe piața internațională de scădere a prețurilor la produsele agricole, în timp ce costurile se mențin destul de înalte. De asemenea, în industrie se așteaptă o creștere stimulată de anul agricol bun și cererea externă, precum și avem în industrie în ultimele luni se atestă o atenuare a presiunilor pe costuri, după cum se vede din indicele prețurilor la produsele industriale. În comerț cu amănuntul vom avea o creștere mai modestă anul curent, după care o creștere mai însemnată în anul viitor, având în vedere că salariul real va reveni pe un trend pozitiv abia în a doua jumătate a anului. De asemenea, domeniul de transport și logistică, evident, va rămâne unul pe creștere, având în vedere că Republica Moldova va rămâne în continuare un teritoriu destul de tranzitat, având criza de securitate din regiune. De asemenea, și sectorul IT se va afla pe un trend de creștere. Acum, care sunt principalele ipoteze care au stat la prognoza noastră pentru anul curent și pentru anii viitori? Deci, recuperarea economică din anul curent se bazează în principiu pe
trei piloni de bază, deci creșterea rapidă a producției agricole, menținerea creșterii economice la principalii parteneri economici și relaxarea politicii monetare. Pentru anii următori mizăm pe o creștere economică având la bază câteva ipoteze. În primul rând, stabilizarea situației de securitate din regiune, îmbunătățirea conectivității energetice și mobilitate cu România și începerea negocierilor de aderare la UE. Evident, aceste perspective comportă și multiple riscuri, pentru că, după cum era un articol al revistei The Economist câteva zile în urmă, economia globală, în general, este supusă așa numitului efect Mona Lisa, când prognozele se schimbă în perioade foarte scurte de timp. Aidum, acum ne uităm la celebra lucrare a lui Leonardo da Vinci și o vedem în diferite feluri de fiecare dată când ne uităm la ea. Deci, de ce avem aceste riscuri? Deci, evident, riscul escaladării războiului din Ucraina, care ne-am putea alege, spre exemplu, cu un nou val de refugiați, volatilitatea pe piața energiei, în sensul în care dacă prețurile vor crește, am putea vedea presiuni pe balanța de plăți, dar ar putea testa și coeziunea noastră socială în cele din urmă, o recesiune la nivel global, discuții despre care apar periodic, Republica Moldova fiind o economie mică, deschisă și dependentă de ce se întâmplă în exterior, amenințările hibride din partea Federației Ruse. Un alt element ține de comportamentul decidenților politici, care au riscul de a greși este mai mare în condiții de incertitudine, plus să nu uităm că urmează trei cicluri electorale la rând și respectiv aceasta la fel ar putea influența negativ guvernul. Și un alt element ține de capacitățile administrative limitate de a implementa coerent politici. Bună ziua! Eu am să vă prezint succint principalele concluzii în ceea ce ține domeniul gospodăriilor și forței de muncă. Dacă vorbim de o tendință pe termen lung, deci trebuie să menționăm reducerea rolului remiterilor pentru economia națională, deși importanța lor încă este una destul de înaltă. Dacă vorbim mai detailat despre rolul, modul prin care remiterile, imigrația a influențat Republica Moldova, putem să analizăm piața muncii. Ori imigrarea masivă a dus pe de o parte la scăderea ocupării populației și noi deja mai bine de un deceniu avem o rată de ocupare a populației care fluctuează în jurul nivelului de 40%. Însă, concomitent, imigrarea a avut și un alt efect asupra pieței muncii. A scăzut prin scăderea ofertei de muncă, s-a produs și o scădere puternică a șomajului și în Republica Moldova nivelul șomajului este relativ scăzut. Ultimul deceniu arată șomajul cumva este relativ stabil, fluctuații între 3-5%. Și aceste evoluții de pe piața muncii s-au transpus inclusiv și asupra dinamicii salariale. Și dacă vorbim în particular despre salariu, atunci noi în ultimii, în particular despre veniturile populației, atunci în ultimii 10 ani, mă refer la perioada 2012-2022, noi avem o creștere cu aproape 36% a veniturilor populației, iar salariile în ponderea veniturilor, în venituri ponderea salariilor a crescut de la 43% la aproape 51%. Este o creștere importantă și inclusiv această creștere a salariilor a fost determinată de cea reducerea a ofertei forței de muncă, care a permis să fie această majorare a salariilor, deși trebuie de menționat că noi acum începem și cu alte probleme în care
avem o necorelare dintre oferta și oferta forței de muncă și cererea forței de muncă. Concomitent, dacă vorbim în particular de remitere, se observa o scădere de la 16 la 12% a remitilor. Dar, totuși, 12% ponderea remitilor în venitor este o cotă încă importantă, dar, evident, este una în scădere. Dacă vorbim în particular de evoluțiile din anul 2020, atunci trebuie să menționăm câteva lucruri. A fost o situație economică dificilă, un an cu stagflație și evident că acest lucru a determinat o scădere a veniturilor populației care s-a transpus și într-o scădere a consumului gospodăriilor. Deși trebuie de menționat că guvernul, prin acțiunile sale, a încercat cumva să susține veniturile populației. Dacă vorbim în particular pe principalele surse de venituri, avem o scădere a remiterilor cu 3,6%. Avem o scădere a salariului real cu peste 10%. Dacă vorbim de acțiunile întreprinse, dacă vorbim de pensii, aici aș dori să menționez acțiunile întreprinse de guvern, între un șir de acțiuni întreprinse putem menționa acea schimbare a formulei de indexare a pensiei, care a ajutat cumva pensionarii, pentru că formula a prevăzut ca indexarea să facă independență de inflație anuală de la sfârșit, din luna decembrie față decembrie anul precedent, pe când anterior indexarea se făcea de inflația medie anuală, ori inflația în decembrie 2021 a fost mai mare decât inflația medie anuală pentru anul 2021 și acest lucru a fost favorabil. De altfel și anul ăsta ar fi fost aceeași situație, pentru că inflația medie anuală e mai mică decât inflația din luna decembrie, dar la acest aspect vom reveni. A fost introducerea unui mecanism, bine, au fost 2 ani la rând care au fost compensate facturile la energie, iar în anul 2022 a fost realizată și un nou mecanism de susținere a populației în contextul creșterilor prețurilor la energie, o nouă formulă mai bine targetată, dar și alte măsuri. Și drept urmare, noi am avut o creștere a pensiei reale cu peste 1%, deși trebuie menționat că în ultimul trimestru anului 2022 noi am avut o scădere a pensiei și atât din grafic se observă că primele cumva 3 trimestre pensia reală a fost în creștere și doar în ultimul trimestru în scădere, în timp ce salariul a scăzut tot anul. Dacă vorbim despre piața muncii, aici observăm o dinamică chiar foarte interesantă. Noi cumva avem o neașteptat o îmbunătățire a indicatorilor ocupaționale în contextul recesiunii economice. Dacă vorbim în particular de rata de ocupare și rata de șomaj, noi observăm că noi între anii 2020-2022 noi avem o creștere a ratei de ocupare de la 43 până la aproape 42%, dar cum vorbeam în apropierea celui nivel de 40% și avem o scădere a ratei șomajului, iarăși în acel coridor de 5-3% și o scădere a ratei șomajului de la 5,1% la 3% și pe grafic se vede că noi nu avem cumva o înrăutățire semnificativă a indicatorului ocupațional. Este o anumită creștere a ratei șomajului în trimestrul 4, dar ea e cumva cu mult sub maximele, zicem, istorice din perioada 2012-2020. Dacă vorbim despre populația ocupată, ea a crescut cu 2,2% în anul 2022. A fost creștere în toate sectoarele economice, cu excepția agriculturii, unde s-a înregistrat o scădere cu 1%, dar ce dorim să menționăm este cum reacționează ocuparea informală la șocuri și iată ultimele două crize a arătat că ocuparea informală este mult mai sensibilă la șocurile economice, ori iată dacă vorbim în particular de anul 2022, noi am avut majorarea ocupării formale cu 3,3%, în timp ce ocuparea informală a scăzut cu 1,4%. Și considerăm că acest lucru se datorează faptul că companiile care activează în sectorul formal au acces la mai multe, în special la mai multe oportunități de finanțare. Pot accesa credite bancare sau pot accesa la acele instrumente de finanțare oferite de către guvern prin intermediul ODI. Dacă vorbim despre prognoze, în linii mari ele sunt optimiste, vorbim despre creșterea veniturilor reale disponibil cu accelerarea creșterii veniturilor reale disponibil la 1,6% în 2023 până la peste 3% în 2024.
25, salariul real crește și în anul 2023 și în anul 2024. O evoluție mai negativă va fi în cazul pensii. Noi așteptăm că în 2023 ar putea fi o scădere a pensiei. Aici un factor care ar putea determina această scădere în termeni reale a pensiei se referă la cea subindexare a pensiei, care trebuia să se facă la o cotă de la un indice de 30%, care corespunde cu inflația din decembrie, dar se face doar la 15%. Dar în pofida la acestei scăderi a pensiei în 2023, pe viitor ea va crește și va fi o creștere a venitului disponibil de la 1,6 până la 2,4 și după 2025 creșterea venitului disponibil va varia în jur de 3%. Creșterea venitului disponibil evident va stimula și creșterea consumul gospodăriilor, dar ea nu va depăși nivelul de 3%, iată așa, undeva între 2,3% până la 3% va fi creșterea. Și dacă vorbim despre piața muncii, aici tot așteptăm o evoluție mai interesantă. Noi considerăm că este o anumită întârziere dintre recesiune și piața muncii și așteptăm că în 2023 ar putea fi o anumită înrăutățire a indicatorilor ocupaționale, nu una dramatică, o scădere a populației ocupate cu 1,5% și probabil o ajungere a șomajului la un nivel de 5%, dar în 2024 indicatorii ocupaționali se vor defini la nivelul normal, ocuparea va crește cu 1,4%, iar rata șomajului se va cubri la 2,6% și pe termen lung noi considerăm că tot nu vom ieși din această, va fi greu să ieșim din acest prag de 40%, iar populația ocupată va rămâne undeva în jurul acestui nivel de 40%. Și dacă vorbim de riscuri, colegul meu Stanislav cumva le-a menționat, în linii mari sunt cam aceleași, adică producerea unor noi șocuri economici care ar afecta bunăstarea populației. Vă mulțumesc! În atac de finanțe publice, sigur că setul de crize care a afectat economia și a pus amprenta și asupra bugetului public național. În anul 2022, bugetul s-a încheiat cu un deficit de circa 8 miliarde de lei, care a fost de două ori mai mare față de anul 2021, dar în același timp deficitul a fost mai mic, cu mult mai mic decât a fost preconizat. Această tendință a fost determinată de doi factori. Pe de o parte, au crescut mai mult veniturile decât a fost preconizat și la fel au avut loc intrări de granturi externe în volum mult mai mare decât se anticipase. Pe partea de venituri, avem o consolidare a veniturilor, în special a intrărilor din TVA și impozitul pe venit atât al persoanelor fizice cât și juridice. Pe partea de cheltuieli, există o subexecutare a cheltuielilor, care este deja un fenomen tradițional pentru bugetul public național și avem o executare a cheltuielilor în proporție de 92%. Însă și cheltuielile s-au majorat cu 22%, iar cea mai mare parte a majorării provine din cheltuielile pentru protecția socială sau măsurile pe care le-a adoptat guvernul pentru a veni în întâmpinarea populației în contextul majorării costurilor pentru resurse energetice au costat mult, semnificativ, bugetul public. Aici vorbim despre fondul de reducere a vulnerabilității, majorarea cheltuielilor pentru perioada rece a anului, ajutorul și, la fel, indexarea prestațiilor sociale. Pe lângă faptul că guvernul a fost pus în fața provocării de a acționa rapid și a-și majora cheltuielile recurente, în același timp au fost înregistrate și o majorare a cheltuielilor de capital, în special când vorbim despre investiții capitale, acestea s-au majorat cu circa 47%, însă nivelul lor rămâne unul insuficient pentru a asigura implementarea dezideratului de dezvoltare economică. O altă provocare ce ține de cheltuielile sau investițiile capitale ține de gradul de subexecutare acestora. În anul 2022, fiind executate aceste cheltuieli doar în proporție de 60%. În total, deci deficitul a consemnat 3,2% din PIB, fiind cu mult sub nivelul planificat.
Guvernul se bazează, deci observăm tendința că guvernul se bazează din ce în ce mai mult pe sursele externe pentru finanțarea cheltuielilor publice, fiind granturile și împrumuturile externe acoperind circa 20% din totalul cheltuielilor, iar conform legii bugetului pentru anul curent, acestea urmează să acopere 20%, 25% din cheltuieli. Am observat că comunitatea donatorilor s-a mobilizat foarte mult și astfel suportul sub formă de granturi s-a consolidat semnificativ, fiind dublu față de anul 2021, având loc între de granturi de circa 4,5 miliarde de lei, dar în același timp s-au majorat și intrările de împrumuturi. Însă aici este important de menționat că Republica Moldova beneficiază de împrumuturi la condiții concesionale, ceea ce este un fapt avantajos. Și faptul că guvernul a mizat mai mult pe sursele externe și că aceasta a reprezentat o soluție optimă și rațională ne confirmă însăși datele privind serviciul datoriei. În contextul în care datoria externă ocupă 60% din totalul datoriei de stat, serviciul pentru această datorie este, pentru datoria externă este cu mult mai mic decât pentru datoria internă. În anul 2022, fiind achitate dobânzi și alte comisioane aferente pentru datoria externă în valoare de 560 de milioane de lei, comparativ cu datoria internă care ne-a costat puțin peste 2 miliarde. În același timp, deci costul datoriei interne s-a majorat semnificativ în contextul creșterii ratei nominale pentru VMS-uri, care s-a majorat cu 12 puncte procentuale, rata medie fiind de 17% pe fundalul inflației și în năspririi politicii monetare. Dar în ansamblu, serviciul datoriei de stat, atât interne cât și externe, este sau se menține la un nivel sustenabil, cu acoperință sau reprezentând 5% din venituri, ceea ce este cu mult sub plafonul maxim stabilit de programul de management al datoriei, care setează 10% din venituri. Deși constrângerile bugetare au impus atragerea mai multor împrumuturi, totuși creșterea datoriei se menține la un nivel, volumul datoriei se menține la un nivel sustenabil și nu implică riscuri semnificative asupra bugetului în condiții actuale. În mare parte, deci, a crescut datoria externă cu 25%, iar datoria internă a crescut nesemnificativ. În total, datoria de stat acumulează sau reprezintă circa 35% din produsul intern brut. Pe termen mediu și scurt, deci și pentru anul 2023 avem un deficit bugetar semnificativ, în jur de 18 miliarde, care reprezintă 6% din PIB și care urmează a fi finanțat la fel în mare parte de către prin intermediul împrumuturilor externe. Și pe termen mediu, deficitul va rămâne peste pragul de 2,5% care este prevăzut de legea finanțelor publice. Acesta se va diminua gradual, însă până în 2025 va varia în jurul de 4-5%. În structura cheltuielilor, aceasta rămâne relativ stabilă și pe termen mediu, cu o creștere sau o consolidare minoră a cheltuielilor pentru protecția socială, dacă în anul 2022 acestea reprezentau 38% din total cheltuieli, până în 2025 acestea vor reprezenta 41% și un pic se va majora și cheltuielile pentru apărare în contextul acestei probleme de securitate. Politica fiscală pentru anul curent este una care vine în întâmpinarea mediului de afaceri, pe de o parte, prin măsurile ce ține de cota zero pentru impozitul pe venit nedistribuit sub formă de dividende și restituirile de TVA, dar în același timp politica fiscală urmărește să îmbunătățească mobilizarea veniturilor și în același timp unul din angajamentele structurale agreate cu Fondul Monetar Internațional pentru anul acesta reprezintă includerea în codul fiscal a unei prevederi ce ține de cadrul de anti-evaziune fiscală.
Sustenabilitatea datoriei, deci, se va menține, chiar dacă se preconizează atragerea de împrumuturi externe pentru acoperirea necesarului de finanțare. Pe fundalul creșterii prognozate a PIB-ului, nu se anticipează o creștere semnificativă a ponderii datoriei publice în PIB. Considerăm că asistența externă se va mobiliza, în special în contextul statutului de țară candidat și ulterior demararea negocierilor de aderare la UE. Însă aici este important de menționat două aspecte. În primul rând, asistența externă trebuie să fie corelată în consonanță cu prioritățile de dezvoltare strategică care derivă din strategia de dezvoltare Moldova europeană, iar a doua parte este ca această asistență să fie bine implementată și atrasă corespunzător, ori problemele ce țin de implementarea investițiilor capitale și gradul redus de executare acestora trebuie remediate. Trecem în continuare la următorul capitol dedicat instituțiilor financiare. Eu îl voi prezenta. Practic, anul trecut a confirmat că sistemul bancar este unul din pilonii care asigură stabilitatea economiei sau reziliența economiei naționale, deoarece în pofida șocurilor care au fost în anul trecut, băncile s-au dovedit a fi reziliente, bine capitalizate, lichide. Riscul de creditare, care a crescut enorm de mult în contextul stagflației, a fost gestionat în mod adecvat. Calitatea portofoliilor de creditare s-a menținut în limite normale, chiar a fost situația mai bună decât până la criza din 2022. Sigur, în trimestrul 1 al anului trecut a crescut ponderea creditelor neperformante în total credite, dar nesemnificativ, apoi situația s-a stabilizat și pe ansamblu nu s-a atestat careva răutățire substanțială portofoliilor de credite. Totodată, indicii de capitalizare s-au îmbunătățit, reflectând atât orientarea băncilor, cât și a băncii centrale în asigurarea lichidității sistemului bancar și respectiv rezilienței la șocuri. Băncile adoptând un comportament evident foarte precaut în ceea ce ține de creditare. Aceasta s-a reflectat și în structura activelor băncilor, deși în total activele în sectorul bancar au crescut cu circa 11%, și preponderent au crescut grație creșterii creditării persoanelor juridice, în special în domeniul comerțului, dar au scăzut creditele de consum destul de mult, cu circa 35%, evident pe fundalul inflației și în general a incertitudinii, dar și a implementării de către bănci a principiilor de creditare responsabilă implementate de către sau adoptate de către Banca Națională, care cumva a prevăzut unele condiții prudențiale și mai drastice în cazul creditării persoanelor fizice, tocmai pentru a evita fenomenul de supraîndatorare, care era specific deja până la criza din 2022, când se atesta o creștere foarte rapidă a creditării persoanelor fizice, atunci când deja creditarea persoanelor fizice se transforma din oportunitate în risc. Înăsprirea politicii monetare a băncii naționale la fel a influențat schimbarea structurii activelor prin faptul că principala componentă a activelor bancare a devenit activele deținute la BNM. Respectiv, deci portofoliile băncilor au devenit mai sigure, mai lichide, dar în același timp a scăzut
Deci ponderea activităților de creditare a scăzut și ponderea certificatelor emise de Banca Națională și valorilor mobiliare de stat, deoarece Banca Națională a năsprit politica monetară în mod destul de dur, majorând norma rezervelor obligatorii și multe bănci nu mai aveau acel excedent de lichidități care de obicei era sterilizat prin certificate sau mergeau în VMS-uri. În plus și Ministerul Finanțelor a schimbat strategie de finanțare a deficitului bugetar, orientându-se preponderent la sursele externe, care erau mult mai și sunt mult mai ieftine, emițând valori imobiliare de stat doar pentru a refinanța valorile imobiliare emise anterior. Deci nu au fost emise volume noi de valori imobiliare de stat și aceasta s-a reflectat asupra structurii activelor. O situație, anumite schimbări structurale se observă și pe partea de pasive ale băncilor. Deci, per ansamblu, soldul total de depozite a crescut cu 5,4%. În același timp, depozitele noi au crescut foarte mult, cu circa 57,5%. Deci o asemenea discrepanță între creșterea stocului de 5% și creșterea depozitelor noi de 57% poate fi explicată de faptul că o bună parte din deținătorii de depozite au trecut de la depozite pe termeni mai lungi la depozite pe termeni mai scurte, au închis depozitele precedente și au deschis depozite noi cu termeni mai scurte din cauza incertitudinii, din cauza crizei. Acest lucru s-a observat și în dinamica structurii depozitelor după termene de maturitate și drept rezultat, pe de o parte a crescut soldul de depozite, dar în același timp cumva s-a înrăutățit acea problemă veche, structurală a sistemului bancar de discrepanța maturităților, a scadenților dintre pasive și active. Deci majoritatea creditelor sunt pe un termen mai mare de un an, dar majoritatea depozitelor totuși sunt pe termene mai scurte și aceasta afectează în general, cumva este o problemă structurală a sistemului bancar de ani de zile și aceasta s-a acutizat în această perioadă, dar totodată în general trebuie să remarcăm că nu s-a atestat un fenomen de neîncredere în sistemul bancar, având în vedere că stocul de depozite a crescut și la fel a crescut și ponderea depozitelor denominate în monedă națională, ceea ce este la fel o evoluție pozitivă și confirmă cumva încrederea populației și în bănci și în moneda națională, care la fel s-a menținut relativ stabilă în pofida crizelor din anul trecut. A crescut ponderea capitalului propriu în total pasiv, deci practic băncile au devenit mai capitalizate, ceea ce la fel este un semnal de robustețe, de reziliență în condiții de criză. Băncile au devenit nu doar mai bine capitalizate, dar și mai profitabile. Au crescut veniturile preponderent grație creșterii veniturilor din dobânzi, diferențe de curs valutar și din taxe și comisioane. Și această creștere a profitabilității băncilor este datorată de creșterea de înăsprire politice monetare care a dus la creșterea ratelor la valorile mobiliare de stat, la certificatele băncii naționale, care au dus la rândul său la creșterea
dobânzilor din aceste plasamente investiționale pe care băncile mereu le-au preferat și le-au preferat în special în condiții de criză și de incertitudine. Această profitabilitate a crescut și odată cu această schimbare a structurii depozitelor în portofoliile bancare, deoarece odată cu migrarea de la depozite pe termene mai lungi la depozite pe termene mai scurte, a crescut și costurile de servire a celor depozite, deoarece depozitele cu termene cu scadențe mai scurte au și dobânzi mai mici. Și aceasta a permis creșterea profitabilității băncilor pe fundalul reducerii marjei bancare. Deci acea diferență dintre costul creditelor și dobânda la depozite a scăzut foarte mult, creând un fel de paradox, că marja bancară a scăzut, dar în același timp profitabilitatea a crescut. Și acest paradox se explică prin schimbarea structurii depozitelor în funcție de scadențe, dar și de creșterea dobânzilor la VMS-uri și certificatele băncilor naționale. Și chiar tocmai despre asta vorbeam, vedeți cât de mult a scăzut, s-a comprimat marja bancară, fiind un efect direct al înăspăririi politicii monetare. Și pe figura din dreapta se vede scăderea ponderii depozitelor cu termene mai mari de un an în favoarea depozitelor pe termene mai scurte. Prognozele sunt la fel optimiste, reflectând dinamica, prognoza creșterii economice pentru anii viitori, dar și decelerarea ritmurilor inflaționiste care vor urma și pe parcursul următorilor 2 ani. Lichiditatea și capitalizarea sistemului bancar pe fundalul relaxării politicii monetare, care va fi posibilă grație decelerării presiunilor inflaționiste, vor crea premisele acelei relansări economice despre care am vorbit. Creditele noi vor crește în acest an cu 28% și în anul viitor cu 18%, deci este o creștere destul de robustă, având în vedere baza de comparație scăzută, având în vedere relaxarea politicii monetare, care va duce și la reducerea dobânzilor la credite, deci vor face creditele mai accesibile pentru populație și firme. Cel mai mult urmează să crească creditele de consum, iarăși din cauza bazei de comparație, pentru că anul trecut a fost o scădere drastică. În acest an va fi înregistrată o creștere mai rapidă a creditării de consum. La fel, deci relansarea economică împreună cu o politică monetară prudentă se va transpune într-o creștere la fel de rapidă a depozitelor bancare. Depozitele noi în acest an urmează să crească cu 30%, în anul viitor cu 14%, dar pe o perioadă mai lungă de timp, creșterea urmează să se stabilizeze în jur de 17-18%. Și evident, prognoza este sensibilă la două riscuri majore. E vorba de dinamica economică, care la fel poate fi influențată de alte șocuri, pe plan, în special ce ține de riscurile escaladării militare în Ucraina, deci tot ce ține de situația de securitate din Ucraina și din regiune în general, este principala sursă de incertitudine, dar noi mergem pe ipoteză că situația de securitate se va gradual stabiliza. Și un alt risc major pentru prognoză sunt presiunile inflaționiste suplimentare, care pot deriva din o nouă criză energetică în apropierea sezonului rece sau de la alte surprize pe care Gazprom ne poate aduce în acest an. Și următorul capitol ține de prețuri și politica monetară. Cunoaștem foarte bine că în anul trecut inflația a fost
una din principalele probleme economice ale țării, deci picul a fost atins în octombrie anul trecut, când inflația a crescut până la 35%. În această figură aș vrea să atrag atenția în special spre faptului că dinamica inflaționistă corelează perfect, a corelat perfect cu inflația din Uniunea Europeană, ceea ce confirmă că principalul factor inflaționist a fost de ordin extern. Prețurile au crescut foarte mult și în Uniunea Europeană și în regiune. Republica Moldova, fiind o țară foarte dependentă de importuri, evident a importat această inflație. Am avut pe intern și secetă care a scumpit produsele agroalimentare, dar în același timp au fost și factori inflaționiști din partea cererii, pentru că am menționat acest lucru, până la criză, creditarea persoanelor fizice creștea foarte mult și aceasta la fel a dat un impuls inflaționist din partea cererii. Dar totuși, evident, prevalența a fost pe partea șocurilor externe inflaționiste, deci este vorba de război, criza energetică și inflația globală. Este important să atestăm schimbarea dinamicii inflaționiste. Începând cu luna noiembrie, inflația rapid decelerează și pe parcursul acestui an și anului viitor, acest trend descendent va continua. Evident, Banca Națională a răspuns la creșterea presiunilor inflaționiste prin năsprirea politicii monetare, atât majorând rata de bază cât și norma rezervelor obligatorii. Au fost măsuri destul de drastice, dar în comparație cu ritmurile de creștere a inflației, nu, măsurile au fost adecvate, rata de bază rămânând chiar negativă, pentru că Banca Națională înțelege că principalul factor inflaționist nu a fost de ordin monetar, a fost de ordin exogen. Respectiv, scopul Băncii Naționale era să gestioneze așteptările inflaționiste și efectele de runda a doua ale acelor șocuri inflaționiste. Aceasta înseamnă o politică monetară care se năsprește, dar nu foarte dramatic, pentru a nu afecta foarte mult dinamica economică. Și deja odată cu prefigurarea tendinților de decelerare inflaționistă, Banca Națională a început să relaxeze politica monetară. Relaxarea politicii monetare are loc prin intermediul ratei de bază. Norma rezervelor obligatorii este menținută pentru depozitele în valută și a fost redusă marginal, așa, gradual, pentru depozitele în monedă națională. Din două considerente. În primul rând, Banca Națională, unul din scopuri pentru acest an, din câte înțelegem, este menținerea rezilienței sistemului bancar la alte potențiale șocuri. Deci pentru aceasta Banca Națională obligă băncile să nu se grăbească cu creditarea, dar să mențină o bună parte din depozitele atrase în conturile speciale reglementate de acea normă a rezervelor obligatorii, deci sunt practic bani înghețați, care pot fi disponibilizați odată cu reducerea normei rezervelor obligatorii în cazul în care intervin alte șocuri în anii următori. Deci este o măsură precaută adoptată de Banca Centrală pentru a crea acea pernă de siguranță pentru sistemul bancar în contextul riscurilor, incertitudinii și a unor potențiale alte șocuri. În plus, în sistemul bancar, oricum, sunt multe lichidități, chiar vorbim despre abundența de lichidități pe care Banca Națională periodic o
sterilizează prin intermediul certificatelor băncii naționale. Respectiv, considerăm oportună menținerea acestei norme a rezervelor obligatorii în condiții de incertitudine sporită. Și al doilea obiectiv al acestei relaxări prudente a politicii monetare este de a încuraja creditarea în monedă națională, deoarece se reduce norma rezervelor obligatorii în lei, dar pentru depozitele în valută, norma rezervelor obligatorii este menținută neschimbată deocamdată. Pe parcursul crizei a avut loc o altă schimbare structurală pe piața monetară. Banca Națională, în mod tradițional, este așa numitul debitor net al sistemului bancar. Adică Banca Națională se împrumută de la bănci pentru a steriliza excesul de lichidități. Dar în anul trecut, din cauza crizei, s-a schimbat această situație și Banca Națională a devenit pentru o perioadă de timp creditor net. Aceasta înseamnă că Banca Națională a pompat bani în sistemul bancar prin intermediul operațiunilor repo, a făcut injecții de lichidități pentru a suplini necesarul de lichidități pentru unele bănci care aveau nevoie de acele lichidități. Doi factori au influențat această schimbare. În primul rând a fost înăsprirea politicii monetare, pentru că a crescut norma rezervelor obligatorii și unele din bănci au avut nevoie de lichidități adiționale. Și, evident, războiul când s-a început războiul, în martie, s-a observat o necesitate sporită de a injecta lichidități adiționale în sistem. Deci doar în martie s-au injectat circa 10 miliarde de lei, iar în perioada după martie, până la finele anului, circa alte 30 de miliarde de lei s-au fost oferite băncilor. Dar în același timp situația s-a schimbat, începând cu luna noiembrie, când iarăși odată cu relaxarea politicii monetare, băncile au început să respire mai ușor și reapărut fenomenul de exces de lichidități, care a început să fie sterilizat de către Banca Națională și, practic, spre finele anului, situația a revenit la normal. Deci Banca Națională a devenit iarăși debitor net, sterilizând banii din sistem, ceea ce înseamnă că în sistemul bancar sunt suficienți bani, suficiente lichidități pe care Banca Națională le sterilizează. Și în trimestrul 1 al acestui an deja nu au fost făcute nicio injecție financiară în sistem, cumva relevând faptul că situația se stabilizează și o revenire atât de rapidă la o relativă normalitate este un alt semnal de reziliență a sistemului monetar și al sistemului bancar. Și un alt și probabil este ultimul slide dedicat rezilienței macrofinanciare. Deci e vorba de dinamica pe piața valutară, unde la fel s-a atestat evident un șoc în perioada, mai ales în perioada imediat ce a urmat după începerea războiului în martie, în plus creșterea prețurilor de import odată cu creșterea prețurilor la energie, la gaz și la electricitate. Acești factori au dus la cererea sporită de valută străină, în special în perioada noiembrie 21, când s-a început criza energetică, din perspectiva prețurilor, am în vedere, până în martie, când au fost și efectele psihologice ale războiului din Ucraina. În acea perioadă a crescut foarte mult cerere pentru valută străină. Banca Națională a intervenit pentru a face față acelei cereri sporite de valută străină, pompând pe piața valutară circa 760 de milioane de dolari. Dar ulterior situația iarăși a revenit la normal, așa cum se vede din figură, începând cu luna mai, Banca Națională a început să procure
valută, excesul de valută străină pe piața valutară, ceea ce a permis consolidarea nivelului activelor oficiale de rezervă până la nivelul de 4,8 luni de importuri, fiind un nivel practic adecvat și suficient pentru a asigura deci stabilitatea macro financiară. Voi menționa doar că moneda națională, grație acestor intervenții pe piața valutară, s-a menținut stabilă, leul s-a menținut pe poziții, fiind înregistrată o depreciere nesemnificativă în raport cu dolarul SUA și o apreciere la fel nesemnificativă față de moneda euro. Deci, pe ansamblu, putem atesta o stabilitate a leului, ceea ce de fapt este remarcabil în condițiile șocurilor economice, de incertitudine și efectele, și în condițiile efectelor psihologice a acelui război din Ucraina și a acestei stagflații care a fost în anul trecut. Pe scurt, despre prognoze, am menționat, deci în acest an și în anul viitor ne așteptăm la o revenire, la o normalitate a dinamicii inflaționiste. Voi menționa că pe termen lung, pe parcursul ultimilor 10 ani, Banca Națională a implementat o politică de țintire a inflației care a avut succes. Media inflației în această perioadă a fost de 5% dacă excludem șocurile inflaționiste cauzate de criza bancară din 2015 și evident șocul din 2022. Per ansamblu, pe termen mediu, inflația se oscilează în jur de 5%. De ce noi prognozăm că în lipsa altor șocuri, inflația va reveni la această țintă a băncii naționale și această decelerare inflaționistă va avea loc pe fundalul unei baze de comparație înalte, unui an agricol relativ bun, stabilizării tendințelor din regiune, chiar dacă vedem că în regiune inflația încetinește cu ritm mai scăzut decât se anticipa, dar oricum este o dinamică de decelerare a inflației și respectiv, inflația până la finele acestui an urmează să se scadă până la 13-14% și în anul viitor urmează să revină la ținta de 5%. Decelerarea inflaționistă va permite băncii centrale să relaxeze politica monetară despre care am vorbit, dar să nu uităm și de riscuri. Și principalul risc pe partea inflației ține de evoluția prețurilor la energie. Mersi. Sectorul extern s-a caracterizat prin acest, în pofida creșterii semnificative a exporturilor de bunuri și servicii. Totuși, Republica Moldova a înregistrat cel mai mare deficit de concurent din ultimul deceniu. Cum s-a întâmplat aceasta? Exporturile de bunuri au crescut datorită creșterii exporturilor de produse agroalimentare, dar și din cauza creșterii reexporturilor de combustibil în Ucraina. De asemenea, creșterea exportului de servicii a fost un efect secundar al războiului din Ucraina, pentru că, în primul rând, au crescut exporturile de servicii de călătorie, care includ și unele cheltuieli legate de primirea refugiaților. Au crescut exporturile de servicii de transport, pentru că Republica Moldova a devenit o zonă de tranzit pentru mărfurile și pasagerii din Ucraina. Dar în același timp au crescut și exportul de alte servicii, cum ar fi serviciile de informatică. Totuși, cu toate acestea, creșterea importurilor a fost și mai mare și din această cauză s-a deteriorat balanța comercială. Aceasta s-a datorat faptului că dinamica prețurilor a fost nefavorabilă, pentru că prețurile bunurilor exportate au crescut mult mai lent decât prețurile bunurilor importate, în special resursele energetice.
De asemenea, trebuie de menționat că în anul precedent Republica Moldova a primit volume mari de granturi și ajutoare umanitare, aproximativ 560 de milioane de dolari, atât sectorul public cât și cel non-guvernamental. În același timp, aceasta nu a îmbunătățit foarte mult contul curent, pentru că au existat și alte fenomene care au înrăutățit balanța veniturilor. Deci, în primul rând, e vorba de o scădere nu foarte mare a remiterilor, dar totuși e o scădere. Și, în același timp, au crescut remiterile plătite din Republica Moldova peste hotare. Noi considerăm că aceasta reflectă două fenomene. În primul rând, sprijinul oferit de gospodăriile moldovenești rudelor din Ucraina, dar, într-al doilea rând, și scoaterea capitalului personal din Republica Moldova, care s-a produs mai mult la începutul războiului, când a fost o anumită panică. De asemenea, au crescut și veniturile plătibile investitorilor străini, de aceea că au crescut profiturile în unele ramuri, în special în sectorul bancar, acolo unde sunt multe investiții străine. Și iată, din cauza că balanța comercială s-a deteriorat, iar excedentul înregistrat la veniturile primare și secundare a fost mai mic, deci contul curent a înregistrat acest deficit foarte mare. Dar pe partea pozitivă se poate spus că temerile privind fuga capitalului din Republica Moldova nu s-au materializat. Deci, dacă vă amintiți, la începutul războiului erau multe discuții despre aceea că investitorii străini își vor lua bani și vor pleca din Moldova, că activele de rezervă se vor epuiza și va fi o criză valutară, deci aceasta nu s-a produs. De fapt, s-a produs contrariul. Intrările de capital în Republica Moldova au fost cu 37% mai mari decât în anul trecut. Întrările de capital provenit în principal din scăderea activelor sub formă de valută numerară ale populației. Cu alte cuvinte, populația a scos de sub saltea valuta, ca de obicei. Dar totodată trebuie de menționat că au crescut și depozitele în bănci ale cetățenilor străini, bănuim că e vorba de banii pe care i-au adus cetățenii ucraineni și ruși în Moldova. A doua sursă majoră de finanțare a fost împrumuturile externe. Deci, în total, Republica Moldova a împrumutat în anul trecut 1 miliard și 200 de milioane de dolari. Este vorba atât de sectorul public, care a împrumutat aproximativ 800 de milioane, dar și de sectorul privat. Și, de asemenea, intrările nete de investiții străine au crescut cu 51% și au constituit aproape 600 de milioane de dolari. După cum am zis, cea mai mare parte a acestei creșteri se explică prin venitul reinvestit, dar totodată trebuie de menționat că au fost și intrări de investiții noi, de circa 100 de milioane de dolari. Și datorită acestor intrări mari de capital în Republica Moldova, după cum deja a zis colegul meu, activele de rezervă ale BNM s-au majorat și au atins acum un nivel record. Din cauza împrumuturilor pe care le-a făcut atât statul cât și sectorul privat, a crescut datoria externă brută cu 8% și a ajuns la 9 miliarde și jumătate de dolari, ceea ce reprezintă 66% relativ la PIB. Deci, sectorul public a fost principalul contribuitor la această creștere a datoriei externe, pentru că datoria publică externă a crescut cu 20% și a ajuns la 3 miliarde și 300 de milioane. De dolari sau 23% relativ la PIB. Cu toate acestea, trebuie de zis că indicatorii de îndatorare publică rămân în limite. Ele, de exemplu, se recomandă ca raportul datoriei externe publice la PIB să nu depășească 55%, iar noi suntem la 23%, deci suntem departe de limita critică, dar totuși trebuie să fim atenți la creșterea datoriei externe, pentru că dinamica este destul de accelerată și datoria nu poate să crească la infinit. Și trebuie să mai menționăm că a crescut și costul împrumuturilor externe. Dacă în prima jumătate a anului rata medie implicită a dobânzii la împrumuturile externe a fost de 1,25%, atunci în a doua jumătate a anului ea a ajuns la 1,6%. Cu toate acestea, această rată este mult mai mică decât rata la finanțare internă și deci pentru stat este mai judicios să împrumute bani din exterior atâta timp cât putem accesa împrumuturi concesionale la rate mici.
În ceea ce privește prognozele, noi prognozăm o ușoară ameliorare a soldului contul curent în anul curent de la 16% din PIB în anul trecut la 14% și el se va îmbunătăți treptat până la 9% în 3 ani. De asemenea, în anul curent, noi așteptăm o creștere semnificativă în producția agricole, plus 30%, dar asta nu va influența mult exporturile, pentru că dinamica prețurilor la produsele agroalimentare este nefavorabilă, mai ales la uleiurile vegetale, care reprezintă o parte mare a exportului moldovenesc. Și în același timp, importul vor crește ușor datorită redresării consumului și investițiilor, după cum deja au menționat colegii. În anul curent se mențin aceleași riscuri ca și anul trecut. Este vorba, în primul rând, de persistența prețurilor înalte la resursele energetice, care acum au tendința de scădere, dar totodată a fost luată decizia țărilor OPEC de a reduce producția de petrol și vom vedea cum va influența aceasta. Și totodată există eventualitatea unei noi scădere producției agricole din cauza incertitudinii condițiilor climatice. Și dacă aceste riscuri se produce, atunci balanța contului curent se poate deteriora, iar statul va fi nevoit să se împrumute din nou din exterior pentru a putea continua programele sociale de compensație oferite familiilor vulnerabile pentru costurile crescute ale energiei. Pe partea pozitivă, redresarea economică în țările partenere ar putea să fie mai puternică decât se așteaptă acum și asta va însemna o cerere mai înaltă pentru exporturile moldovenești și totodată creșterea capacității țărilor partenere de a oferi suport Republicii Moldova. De asemenea, Uniunea Europeană ar putea să majoreze cotele de produse agricole care pot fi exportate din Republica Moldova fără a plăti taxe vamale sau, în general, ar putea să renunțe la aceste contingente tarifare. Pe termen lung, autorizația obținută recent de a exporta carne de pasăre și ouă în Uniunea Europeană ar putea să stimuleze exporturile moldovenești cu condiție că reușim să soluționăm constrângerile ținând de capacitățile de producție limitate. Iar semnarea în curând a acordului cu Uniunea Europeană privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale va contribui la creșterea exporturilor respectiv de produse industriale. În final, statutul de candidat al Republicii Moldova la aderare la UE va face din Moldova o destinație mai atractivă pentru investiții și, de fapt, acest efect deja s-a produs. Noi am văzut că investițiile, în pofida tuturor crizelor, au crescut și au crescut destul de puternic și noi credem că această tendință va continua în anii următori. Mulțumim! Acestea au fost concluziile ediției Mega. După criza din 2022, este o publicație mai curând optimistă, dar prognozele noastre sunt bazate pe date, pe calcule, pe analize. Noi, oricum, aici accentuez faptul că luăm în considerație riscurile care sunt, evident, nivelul de incertitudine este foarte mare și în așa condiții este a priori foarte dificil să faci careva prognoze, dar mergem pe scenariul de bază care trebuie să fie unul mai curând optimist, care prevede acea creștere economică pe care am publicat-o. Dacă sunt careva întrebări sau din sală sau online, o să rog colega să ne comunice dacă sunt întrebări pentru a răspunde. Dacă voi menționa că publicația este disponibilă pe site-ul Expert Group în limba română și în limba engleză și vă stăm la dispoziție pentru a oferi comentarii adiționale sau pentru a clarifica alte întrebări care vor apărea. Vă mulțumim pentru atenție și o zi bună!